Stevia comestibilă. O plantă perenă cu un gust deosebit. Haideți să recoltăm semințe. Din această plantă uscată, cu foarte multe semințe, voi recolta câteva semințe. Salut! Sunt într-o casă bătrânească unde am găsit ștevie. Semințe de ștevie. Ștevie comestibilă. Am să strâng câteva semințe pentru a le semăna la primăvară. Să strângem câteva semințe. Semințele sunt bine uscate și se desprind cu ușurință. Sunt arhi-suficiente aceste semințe, pentru că din fiecare sămânță pusă la primăvară în pământ, va răsări o nouă plantă. Ștevia este o plantă perenă, odată semănată și crescută, o poți păstra în grădină pentru mulți ani. Le voi transporta în acest pahar din hârtie până ajung acasă și acolo le voi muta într-un plic din hârtie. Ștevia aceasta are frunzele din creșterea anuală de anul acesta. Frunze bine dezvoltate, cu lungime de 30-40 de centimetri. Așa arată ștevia comestibilă, cu frunza mare sub formă de lance. Este foarte bună la supă, la ciorbe sau chiar și mâncare. Poate fi preparată din ea. Ștevia poate fi preparată la fel ca spanacul. O altă tufă de ștevie pe care am găsit-o în curte. Și aici, din nou, alte tufe de ștevie. Ștevia este o plantă străveche. Este o plantă care era foarte des folosită de bunicii noștri în alimentația lor zilnică. Pe vremuri, bunica nu mânca carne în fiecare zi. Tăia o găină la sfârșit de săptămână și cam atât. Tăia porcul de Crăciun și cam atât carne. În restul zilelor săptămânii,
mâncau foarte multe legume, mâncau foarte multe verdețuri. Una din aceste verdețuri din care se făcea ciorbă, o ciorbă foarte bună, este ștevia. Ștevia pe care o aveau crescută în curte, prin grădină. Și de care se foloseau atunci când voiau să facă o supă, o ciorbă delicioasă cu orez. O ciorbă care putea fi mâncată și rece. Cu atât mai mult cu cât bunica nu ținea mâncarea în frigider. O ținea într-o pivniță și mâncarea putea fi consumată direct, fără a fi încălzită. Așa că ar fi bine să redescoperim aceste legume, aceste ierburi comestibile din grădinile bunicilor de altă dată. Astăzi v-am arătat ștevia comestibilă. Semințele de ștevie le voi pune într-un pliculeț. O parte din ele. Un pliculeț din hârtie pe care am notat denumirea semințelor și anul. Aici le voi păstra până în primăvară, când vor fi semănate în grădină.